Tatăl iubește pe tata. Eu îl iubesc pe tata și mă sărut cu tata, dar asta e vorba de familia noastră. Sunt alte familii, sunt alte cluburi care sunt diferite. Că nu totul e posibil. Că nu poți impune pe toată lumea să fie așa ca tine, da? Eliza Marian. Câte? 7.5. Mulțumesc. La liceul de limbi moderne și management, pe scurt LLMM. Sunt Cătălina Marian, am 38 de ani. Practic toată viața am trăit în Chișinău, în Moldova. Lucrez în domeniul creativ. Am 3 copii foarte energici și plini de viață și cam asta e. La voi la școală, copiii sunt diferiți? Oamenii sunt diferiți? Da. Cum? Diferiți? În ce diferiți? În gânduri, în comportament. În toate? Uh-huh. Și tu ești ok cu asta, da? Da. Să fii tolerant înseamnă să accepti că alții pot să gândească diferit, pot să facă chestii diferite, pot să creadă în lucruri diferite, da? Știi că pentru foarte mult, de exemplu, din generația mea, dar chiar și din, nu știu, așa, părinților, dar chiar și din generația voastră, pare foarte, foarte straniu dacă cineva și-a obisit părul, de exemplu, într-o culoare, iată așa, un verde sau, nu știu, un violet, da? Și foarte mult... Mi-mi place violet. Doamne ferește! Violet. Mi-mi place violet, dar place mai mult albastru. Da. Și când o să cresc mare, o să mi-l băbesc o șuviță albastră, o șuviță roz, o șuviță albastră, o șuviță roz. Să fie un curcubeu pe păr, așa. Practic, da. Și e ok, așa e ok să experimentăm. Pentru că doar nu încurcăm absolut nimănui cu asta, așa? Da. Și dacă eu o să mă tun scurt, 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 asta de tot o să fie ok, așa? Adică chel? Nu chel. Poate într-un moment dat, dar... Nu, te rog să-mi faci asta. De ce? Se merg cu bunicul, dar totuși ești fată. Nu, dar fete cu părul scurt. Asta deja de mult mai este ceva care să ne uimească, nu? Asta de mai ciuciuci. Dar bun, chel, cred că nu o să... Deocamdată nu sunt gata. Dacă bunicul s-ar machia, s-ar da cu ruj și ar vopsi ochii, uh-huh, și ar pune fustă, s-ar da cu fond de ten, ce ei spune? M-aș minuna, trebuie să recunosc. Și l-aș întreba, te duci la un carnaval, oare, bunicul? Și ar pune pantofi cu toc. Peste barba lui fondul de ten cam greu, dacă sincer. Nu-mi închid. Ce ei spune? Cum ei spune că arată? Păi nu știu, trebuie să văd cum arată. Ar arăta foarte diferit, cu siguranță. Arăta foarte ciudat. Ciudat? Știi, sunt uneori, sunt femei sau bărbați care își aleg ca partener de viață tot o femeie. Adică o femeie poate să-și aleagă partener de viață tot o femeie. Sau un bărbat își alege ca partenerul lui de viață să fie tot un bărbat. Da, și să se rută între ele. Să se sărută între ei, pentru că ei se iubesc la fel de mult cum se iubesc majoritatea cuplurilor pe care noi le cunoaștem, care sunt o femeie și un bărbat. Tatăl iubește pe tata. Eu îl iubesc pe tata și mă sărut cu tata, dar asta e vorba de familia noastră. Sunt alte familii, sunt alte cluburi care sunt diferite. Chiar? Chiar. Și poate să nască copii, ori nu? Să nască, păi nu pot să nască copii care să, ce puțin acum, la nivelul actual al medicinii, care să fie biologic, să fie cumva, să aibă bagajul genetic, ca să zic, la mândorura, dar pot, de exemplu, să înfieze în alte țări, la noi nu cred. Familiile sunt diferite, în principiu asta am putut să zic, și oamenii sunt diferiți și noi nu putem să-i judecăm sau să-i obligăm pe alții să se schimbe numai pentru că nu știu ce acolo nouă ne pare.
Pentru că, în esență, fiecare om merită să fie fericit, așa? Uh-huh. Și să fie alături de oamenii pe care îi iubește și într-o casă unde se simte iubit. Uh-huh. Că ar fi tare trist să fii într-o casă unde nu te simți iubit, așa? Sau lângă cineva pe care tu nu iubești. Așa? Ce e cel mai important în familie? Cum crezi tu? Iubirea. Și ca părinții să aibă timp de copii și ca părinții să poată să distreze copiii. Deci iubirea și distracția cu alte cuvinte. Și încă ca părinții să le dea copiilor voie să mănânce dulce și să se uite la televizor. Toleranța înseamnă când tu nu te gândești doar la tine, când te gândești și la alții, la cum arată ei, la ce spun ei, la ce propunere au ei, la coafurile lor. Îți mai amintești ceva despre dragoste? Ați vorbit ceva cu mama despre dragoste? Am vorbit dacă ea îl iubește pe tata. Așa. Și sunt alții care... care se căsătoresc femeie cu femeie sau bărbat cu bărbat. Așa. Și ce părere ai tu despre familiile astea? Că au aceleași interese. Cu siguranță îmi doresc ca Eliza să crească într-o societate mult mai înțelegătoare și mai tolerantă și cu mai puține frici și temeri și tot felul de frustrări decât societatea și generația care suntem în mare parte noi. De asta cred că e nevoie să vorbim cât mai des și cât mai sincer și cât mai deschis, chiar inclusiv pe unele subiecte care nu ne sunt foarte confortabile, poate, sau cu care nu s-a discutat cu noi și sunt unele subiecte pe care nu știm foarte bine cum să le discutăm nici între maturi. Da, pentru că nu avem un background, ca să zic. Dar cred că le-o datorăm lor, copiilor, să trecem peste temerile noastre și limitele noastre și să deschidem tot felul de subiecte.